Bună ziua, bună ziua! 25 februarie 2024. Vedeți că trebuie să iau și foița peste că a început ploaia. Am venit să lucrez un pic la albinuțe. Fac micșorări de cuiburi. Haideți să vi le arăt un pic. De ce se micșorează cuibul primăvara? Familiile de albine peste iarnă pierd din populație și atunci nu mai acoperă numărul de rame care le acopereau în toamnă. Și de aceea e bine să micșorăm cuibul primăvara ca spațiul care l-au ele de încălzit să rămână mai mic, să fie forțat într-un spațiu mai restrâns. Din practică vă pot spune că atunci când ele sunt mai înghesuite, merge mai bine dezvoltarea de primăvară, de aceea se și aplică și metoda Blinov. Eu am aplicat-o acum, o să vedeți, anul trecut am făcut o formulă destul de interesantă, undeva 4x6 rame, 4 în cuibul interior și 6 în afară, și asta aplic și acum și mâncap și două diafragme, două groase și două mai subțiri în stupii ăștia de 12 rame, de aceea aplic formula asta care îmi lasă 10 rame într-un cat. O să ridic câteva capace să vedeți cum au rămas. Pentru cei interesați efectiv de tehnică, să vadă exact cum am făcut, puteți să vă abonați pe canalul de YouTube. Și pentru membrii am făcut un film mai lung și mai amănunțit aici pe canalul public, nu vreau să plictisesc pe nimeni, vă spun ce fac, dar cei care vor să vadă în detaliu pot intra ca și membri pe canalul de YouTube. Am avut două pierderi de mărci, deci n-am pierdut familii, dar am pierdut mărci, una e acolo, am descoperit-o astăzi. Și una a fost aici, acum am făcut stocaj ăsta, stupul ăsta înalt. Am dat albina în alt stup care au fost mai slabi și am desfințat familiile. Deci familiile arătau bine, dar s-a pierdut matca. Aici nu știu exact ce era în capul ei, acestei familii, că și-a schimbat matca în toamnă, nu știu ceva. Am încercat să-i o mențin, și-au schimbat-o iară, nu știu ce au făcut. Și aici a pierdut efectiv matca. Observați, familiile în care am lucrat sunt un pic dezorientate, să zic așa, au ieșit un pic afară. Da, și restul. Un pic au scos năsucul pe afară, vedeți, la urdinișuri. S-au strâns câteva, dar acum a început din nou ploaia, sunt 9 grade, dar vreme urățică. Roii arată bine, ei fiind în stupii ăștia pe hive de polistiren, nu mai fac micșorări, vedeți, am pus doar aceste înălțătoare de len ca să-mi permită să dau turtă. Îmi vine hive live-ul săptămâna asta care urmează. Și voi începe cu sirop. Anul ăsta am zis că vreau să concentrez toată puterea stimulării în Hive Alive și o să dau mult sirop cu Hive Alive. Am și miere care a început să fermenteze de anii trecuți, deci nu e o surpriză să zic decizia, e și o decizie practică. Nu o să mai dau turtă proteică, fiindcă am ceva păstură rămasă din toamnă, ceva polen mai intră și nu vreau să investesc în turtă proteică anul ăsta, dar dacă nu aveți în zona dumneavoastră și în stupie hrană proteică, trebuie să dați dacă doriți dezvoltare timpurie sau extra timpurie. La mine e destul de suficient și am zis că voi continua doar cu o stimulare foarte puternică acum cu sirop de miere cu Hive Alive. Am hrănit toți stupii de vreo 8 ori în toamnă hrană de completare. Am dat miere ce începea să fermenteze cu Hive Alive sirop
și n-am avut nicio mortalitate, deci niciun stup mort, nu, un singur stup ați văzut într-un film trecut, avea ceva urme de defecat pe lângă urdiniș, dar nu în interior. Deci, cu mâna pe inimă, liniștit, vă spun că Hive Alive a făcut minuni chiar și în această miere un pic intrată în fermentație. Altfel n-aș fi avut curaj să dau miere intrată în fermentație ca și hrană de iernare, dar uite, cu Hive Alive a fost un plus, nu un minus. Consum destul de mare, am văzut la stupi, fiindcă i-am iernat cu multă miere și una au ajuns să aibă acum nevoie de completări. Ăsta e ultimul care l-am. Care l-am redus. Aici e stupul cu matca de la Sami, nu ne uităm acum în el, dar efectiv nu i-am făcut nimic primăvara asta. El și cu încă vreo 2 sau 3 rămân așa ca martor, să vedem ce se întâmplă dacă nu-i stimulăm și sunt mari. Na, uitați cum sunt, deci vedeți formula asta cu 10 rame și cuib interior, diafragme calde și pe exterior și diafragme pe, scuzați, dar începeau să iasă albinuțele, pe cuibul interior de puiet, dar mai subțiri. Voi aranja când voi avea două mâini. Ăsta e făcut și ăștia doi. Hai să vă mai arăt unul. Ăsta l-am făcut primul astăzi. Când am sosit, ăsta puteți să-l vedeți în detaliu dacă intrați pe YouTube, pe membri. Uite aici am dat un pic de miere cristalizată, am mai dat ce resturi de turtă mai aveam, chiar expirat a fost, Fonda B, dar arată foarte, foarte bine și am mai continuat cu ceva miere cristalizată de rapiță, dat așa în pungi, am avut o găleată cel puțin, nu știu dacă mai am vreuna, care nu avea, știam de când a fost lichidă, că nu avea umiditatea corespunzătoare și aceea n-am de ce să o țin, că se va strica în curând acum în primăvara asta precis, așa că am ales să o dau la albine. Deci vedeți, cam așa mă ghidez, îmi place să am grijă de albinuțe, le iubesc foarte mult, dar vreau și să fac producție, să am o stupină rentabilă. Și de aceea fac alegerile care le fac la hrăniri, la metodele care le aplic. Ați văzut în ultimii 4 ani am aplicat metoda suprapunerilor, în primăvară Blinov, în primăvară Timpuriu, pentru a le dezvolta și a ajunge în culesul de rapiță, nu să le duc la dezvoltare, și să fac producție. Anul trecut chiar am avut un record de cântar pe zi la rapiță, 11 kg. E cel mai mare plus pe zi pe care l-am avut vreodată de când fac apicultură. Asta doar fiindcă stupii sunt foarte, foarte bine pregătiți pentru cules și uite, chiar într-un cules extra timpuriu de rapiță pot da recorduri așa de bune. Bun, vă salut cu drag pe toți. Eu sunt aici un pic înmuiat de ploaie, așa că mă retrag și eu spre casă și o să revin săptămâna viitoare. Cum îmi sosește Hive Alive-ul, o să revin să vă arăt cum le dau siropul Hive Alive. La noi vremea e destul de înaintată, deci nu mai e timp foarte, foarte mult de pregătit până la rapiță, va înflori precis undeva până în prima parte a lunii aprilie, de obicei în prima săptămână înflorește, așa că intrăm în linie dreaptă cu dezvoltarea, să-i aducem în stadiu în care să putem să-i suprapunem.
Sănătate multă și numai bine. A fost Mihai Rostu, paru.ro. Înțelegem pasiunea și afacerea dumneavoastră.